La vârsta de 12 ani, Domnul Iisus Hristos se urcă pentru prima dată la templu. În timp ce stă la templu și vede slujirea sângelui, face o descoperire extraordinară care îi va marca toată viața. Vă amintiți care e descoperirea? E interesant, s-a descoperit pe sine. A descoperit rolul lui, de ce s-a născut. Deci, Maria i-a spus că este primisul Domnului. Maria i-a spus despre faptul că este salvatorul poporului, dar Maria nu i-a putut spune niciodată că este mielul de jertfă. Niciodată. În timp ce era acolo la templu, a descoperit că El este mielul de jertfă. Am o întrebare pentru dumneavoastră în după amiaza asta. Dacă națiunea ebraică ar fi trebuit să-L recunoască pe Iisus Hristos, să-L descopere pe Iisus Hristos, unde ar fi trebuit să-L recunoască? Poftiți? La templu, așa e. Auziți rolul profetic al templului. Voi cita din Psalmul 132, de la versetul 8. Scoală-te, Doamne, vino la locul Tău de odihnă, Tu și chivotul măreției Tale. Preoții Tăi să se îmbrace în neprihănire, credincioșii Tăi să scoată strigăte de bucurie pentru robul Tău, David. Nu lepăda pe unsul Tău. Aș vrea să vă întreb, care este imaginea poporului care recunoaște pe Iisus Hristos? Care este imaginea? Preoții să se îmbrace în neprihănire, credincioșii Tăi să scoată strigăte de bucurie. Un popor întreg care strigă datorită faptului că a recunoscut pe cine? Pe Iisus Hristos. Așa ar fi trebuit să fie. Mai departe, versetul 10. 11, pardon. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Despre cine e vorba? Și iată cum acolo la templu se recita în continuu faptul că Iisus Hristos va veni și că acolo va avea loc încoronarea lui Iisus Hristos, pentru că încoronarea lui Iisus Hristos nu putea să fie în altă parte decât acolo la templu. Pentru ce a făcut David o casă în poporul Israel? Pentru ce a făcut-o? Simplu, templul acela aștepta venirea lui Mesia. Aștepta nașterea lui, aștepta încoronarea lui. Tot ceea ce era acolo era pentru Iisus Hristos. Înțelegeți durerea teribilă legată de faptul că până la urmă templul n-a mai avut nimic de a face cu Iisus? Templul s-a ocupat de alte lucruri, dar nu s-a mai ocupat de Iisus? Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiilor în veci pe scaunul tău de domnie. Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana. Voi sătura cu pâine pe săracii lui, voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui. Iată planul profetic al lui Dumnezeu în legătură cu templu. În timp ce vă las să vă gândiți în felul acesta, vreau să vă întreb, de ce n-a putut
să împlinească Dumnezeu cuvintele acestea la templu și în templu. Și le-a împlinit pe dealurile Betleemului la o grupă de păstori. De ce? Nu la templu, ci la niște ciobani. Păstorii aceia care nu erau ciobani în sensul nostru, ci păstori în sensul lui Abraham, pe noaptea stăteau și vorbeau profetic ei, păstorii. Vorbeau unii cu alții despre profeție, despre faptul că a venit vremea. Frații mei, cum discutăm noi astăzi despre lucrurile politice care se întâmplă în stânga și în dreapta și care au captivat destul de mult atenția noastră astăzi, din nefericire la noi, din fericire la ei, deși aveau și ei evenimente politice, deși și pe ei îi călca pe nervi, nespus de mult, asuprirea romană, evenimentele care aveau loc acolo, nedreptățile la care erau supuși, în ciuda acestui fapt, a existat o grupă de oameni care în noaptea aceea au hotărât să nu vorbească nici politică, nici altceva, și au vorbit despre profeție. Vine Iisus Hristos. Cum numiți dumneavoastră grupa asta? Mică. Cât să fi fost? Câți păstori să fi? Cum o numiți? O numiți așa? Mai ziceți o dată. Rămășiță. Rămășiță. O rămășiță a poporului Israel a rămas lângă Iisus Hristos și datorită acestei rămâneri, rămășița respectivă a fost binecuvântată cu tot ceea ce însemna psalmul acesta. Și s-a deschis cerul pentru ei. Și s-au întâlnit îngerii cu pământul. Era ca pe vremuri, ca pe vremea Genezei, când mergeau îngerii și se întâlneau cu Iacov. Și puneau cu oamenii nume anumitor locuri. Auziți Mahanaim. Ce înseamnă Mahanaim? Tabără îndoită sau dublă, cu alte cuvinte, peste tabăra mea e tabăra lui. Peste corturile mele care sunt aici, sunt corturile lui. Așa vedeau oamenii odată existența pe pământul acesta. Noi cum o vedem azi? Peste corturile noastre, ce este? Peste casele noastre, ce se întinde? Se întinde cortul lui peste cortul nostru, se întinde casa lui peste casa noastră, în așa fel încât să fie un fel de Mahanaim, tabără îndoită? Se va face lucrul acesta dacă rămășița va crea contextul în care să vină îngerii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Maleahi, unde sunt doi sau trei care vorbesc în numele meu, o carte de aducere a minte se deschide în ceruri și eu voi fi acolo. Este definiția bisericii. Să știți că biserica nu este definită de sutele de oameni sau miile de oameni de pe pământ. Este definită de prezența lui Dumnezeu împreună cu doi oameni de pe pământ. Doi oameni de pe pământ poate să fie un soț și o soție. Poate să fie o mamă și un copil. Poate să fie un tată și o fică. Poate să fie doi creștini care se întăresc unul cu altul. Poate să fie o oră de rugăciune uitată și nebăgată în seamă de nimeni. Poate să fie o casă de rugăciune mică, fără
transmisie online și fără alte obligații, dar doi oameni care stau acolo îngenunchiați într-un colț de casă de rugăciune, care aduc prezența lui Dumnezeu acolo. Nu vi se pare că e frumoasă rămășița? Rămășița are în ea un pic de durere. Un pic de durere. Adică, de ce au rămas doar doi? Nu-i dureros? Adică, de ce nu sunt 10? Unde sunt ceilalți 50? Unde sunt? Are în ea un pic de durere, dar are în ea multă bucurie. Pentru că cei doi vor fi răsplătiți cu corurile îngerilor cerești. Și pe dealurile pustii ale Betleemului, unde nu există templu, unde nu există lumini, nu există sărbătoare, nu există ceva nemaipomenit, pe dealurile alea înguste și pustii și destul de modeste ale Betleemului, s-a ținut sărbătoarea în cinstea nașterii lui Iisus Hristos. Acolo au fost îngerii și la Maria și la Iosif, i-au cântat și lor? Poftiți? De ce nu s-au dus acolo? De ce îngerii s-au dus și le-a cântat păstorilor? Păi nu ar trebui să vă duceți acolo? Să cântați pruncului? Ce planuri are Dumnezeu? Ce responsabilități avem noi? Au cântat îngerii păstorilor ca păstorii să se ducă și să cânte ei. Oamenii trebuie, poporul trebuie să cânte. Să strige toți în strigăte de bucurie, cum am citit în psalmi. Să fie acolo preoți îmbrăcați în podoabe sfinte, să fie tot poporul acolo. Aia ar trebui să fie, nu îngerii trebuiau să fie acolo. Asta e ceea ce aștepta Dumnezeu. În cuvântul de rămășiță e puțină durere, dar e multă biruință, multă nădejde. Unde s-a coborât cerul, acolo pământul a cunoscut gloria împăratului. Surprizele legate de Domnul Iisus Hristos nu sunt puține. Surprizele legate de nașterea lui nu sunt puține. Voi începe puțin din alt unghi cercetarea următoarelor minute pentru a scoate în evidență o anumită realitate care trece uneori prea ușor pe sub ochii noștri și nu o observăm. Matei capitolul 8. Când a fost vorba de vindecarea unui sutaș sau a robului unui sutaș, despre asta e vorba, Domnul Iisus Hristos îi spune sutașului: uite, am să vin la tine acasă să-l tămăduiesc. Iar sutașul i-a răspuns: Doamne, nu. Știi, casa mea nu-i vrednică de gloria ta. Te rog frumos, spune doar o vorbă și-i gata. Și robul meu va fi tămăduit, că eu știu asta, că și eu am soldat sub mine, am 100 și la oricare din ăștia 100 le spun să facă ceva, ei fac. Și sutașul îl pune pe Domnul Iisus Hristos în fața unei credințe atât de reale pe cât era reală funcția sa de sutaș roman. Și îl spune: eu așa fac cu soldații mei, te rog, fă și tu așa cu îngerii tăi. Wow! Cum, chiar așa? Da, așa fă. Câte cuvinte? Un cuvânt. Mai târziu, în același context,
Mântuitorul, vorbind despre un cuvânt, spune: n-am văzut și n-am găsit în Israel o credință așa de mare, spune versetul 10. Vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Vreau să vă întreb, ăștia care vin de la apus și de la răsărit ca să stea la masă cu Avram, Isaac și Iacov, ăștia câte cuvinte au știut? Câte cuvinte? Câte predici au auzit? Puteți să-mi dați vreun exemplu de oameni care au venit de la răsărit? Mulțumesc! Magii! Câte cuvinte au știut oamenii ăștia? Și aici vreau să ajung cu dumneavoastră să vă întreb, cum de-au descoperit magii că Iisus Hristos trebuie să se nască și poporul Israel n-a descoperit? Că zice mai departe tot aici, căci vă spun că fiii împărăției care stau la masă cu Avram, Isaac și Iacov și care au din belșug tot ce le trebuie și mănâncă și cad fărâmituri sub masă și nu le pasă de fărâmituri și nu le pasă de ospățul cu care ei se delectează, fiii împărăției, ce se va întâmpla cu ei? Poftiți? Vor fi dați afară. Și cine le vor lua locul? Le vor lua locul cei ce au auzit doar un cuvânt. Înțelegem? Cei ce au stat la masă cu Avram, Isaac și Iacob vor fi înlocuiți la masă cu cei care au auzit doar un cuvânt. Atât. Și acum vă invit să mai dați câteva pagini înapoi. Auziți? Matei, capitolul 2, versetul 2. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Dar de ce întrebați asta, oameni buni? Și au zis ce răspund ei: fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. I-am văzut steaua unde? În răsărit. Despre ce stea e vorba? De unde știau ei de stea? Bun, de la Balaam. Ați deschis vreodată prorocia lui Balaam? Sulurile lui Balaam le-ați deschis? Numer 24. Vreau să vă întreb, vă rog frumos, puneți-vă în pielea magilor. Magii care caută, ce caută? Ei își dau seama că a venit vremea să se întâmple ceva deosebit. Ei sunt în Babilon, undeva acolo. Singurele suluri care le au sunt astea pe care dumneavoastră le aveți în Numeri, cu câteva prorociri în partea lui Balaam. E mult sau puțin? Foarte puțin. Și încep să le citească. Ați citit dumneavoastră? Le-ați citit. L-ați descoperit pe Mesia pe undeva? Sigur că da, noi avem învățăturile nou-testamentale, dar dacă nu l-am avea Noul Testament, dacă n-am avea Matei capitolul 2, am descoperit noi importanța stelei? Adică, citiți și dumneavoastră cu mine versetul 17. Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu aproape. O stea răsare din Iacov. Ce ați înțelege dumneavoastră din asta? Serios. Ce ați înțelege? Ați înțelege ceva? Apropo de lucrul acesta. Când a scris sau când a zis Balaam sub profeție o stea răsare din Iacov, se referea la o stea fizică? Poftiți? Nu. Dar la ce se referea? Se referea la Iisus Hristos. El nu vorbea
de o stea fizică. Nu vorbea de un fenomen natural care se va întâmpla atunci. Nici vorbă. Auziți ce spune mai departe? Un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Deci steaua era toiagul de cârmuire. El nu s-a referit la o stea fizică cum nu s-a referit nici la toiag. Nu era vorba nici de toiag, nici de stea. Și atunci de ce steaua? Fraților, vă rog să observați cât iubește Dumnezeu pe oamenii care găsesc un singur cuvânt. Oamenii ăia care nu au multe, nu au toată Scriptura, oamenii ăia care găsesc o jumătate de foaie de Scriptură și o citesc și o recitesc și încearcă să caute și nu găsesc adevărul și merg bâșbâind mai departe. Vă aduceți aminte de valdenzi care mergeau și aruncau cât un manuscris în stânga, cât un manuscris în dreapta, nu era toată Scriptura. Încercau cumva să ridice o idee în mintea cuiva, să-i facă pe oameni să caute mai mult. Și oamenii căutau bâșbâind datorită ce? Unui cuvânt. Și ei, magii, sunt oameni care au prins un cuvânt. Va veni o stea. Ce face Dumnezeu pentru ei? Exact. Dumnezeu face pentru ei o stea. Înțelegeți? Profeția n-a fost despre o stea fizică. Dar pentru ca să-i lumineze pe oamenii ăștia, Dumnezeu face o stea după mintea lor. Atât au înțeles ei. Atât le-a fost lumina. Și Dumnezeu le-a făcut ceva în conformitate cu înțelegerea lor și cu lumina lor. Și a venit steaua la ei, grupul de îngeri care vor cânta mai târziu pe dealurile Betleemului, a venit la ei, a vizitat și a luat de acolo. Și oamenii ăștia care n-au înțeles decât un singur cuvânt, n-au auzit decât un cuvânt, steaua, oamenii ăștia se vor agăța de stea. Și i-a târât steaua, așa văd eu. Asta e imaginea mea. I-a târât steaua de la ei acasă pe drumurile alea din Mesopotamia și a urcat exact pe unde a mers Abraham. Și a urcat pe sus, prin nord, și au coborât spre sud, până la Ierusalim. Noapte după noapte. Datorită unei stele. Datorită unui cuvânt. Frații mei, există textul Scripturii care spune mai am multe oi care nu sunt în staulul acesta. Mai am multe. Ce va face Dumnezeu pentru ei? Va face stele pentru acești oameni. Îi va călăuzi în locul unde îi așteaptă, în mod supranatural, în conformitate cu ideile lor, în conformitate cu neștiința lor, în conformitate cu căutarea lor, cu bâșbâiala lor, cu lumina pe care o au. Dar va face Dumnezeu în așa fel încât oamenii ăștia nu vor sta în întuneric. Sacrificiile pe care le vor face oamenii ăștia nu se vor compara cu sacrificiile pe care le facem noi. Cum nu s-a comparat sacrificiul magilor cu sacrificiul păstorilor? Păstorii au fost acolo. Au făcut un sacrificiu? Nu, a venit îngerii peste ei. Evident, sigur, s-au pregătit. Sufletul era cald, era frumos. Dar n-au mers 6 luni de zile, dragii mei, în căutarea pruncului. N-au mers aproape 6 luni de zile de la ei acasă, după o stea. N-au făcut sacrificiul. Nu-i de mirare că Domnul Iisus Hristos spune nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Nu-i de mirare că nu era în Israel o credință așa de mare. În Israel e comoditate. În Israel este belșug. În Israel lumea gândește, dacă va veni Iisus Hristos, să vină Iisus Hristos la noi. Ia să vină Iisus Hristos la noi și vom vedea atunci. Ia să vină magii la noi și vom vedea atunci. Ia să vină toată lumea la noi, că noi suntem cei mai buni, cei mai deosebiți. Să vină toată lumea. Așa gândeau ei. Și în timp ce gândeau așa, templul a rămas pustiu. Dealurile Betleemului s-au umplut de îngeri. Templul a rămas pustiu și au venit magii
și i-au tulburat, zice acolo că tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu ei. Și oamenii care au înțeles un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu au reușit să tulbure și să trezească o cetate, un neam întreg, ceea ce n-au reușit să facă profeții, ceea ce n-au reușit să facă preoții lor, ceea ce n-au reușit să facă cărturarilor care știau exact că a venit vremea, că trebuie să se întâmple în Israel, în Betlehem, Efrata, trebuie să nască Domnul Iisus Hristos. Toate lucrurile astea erau știute de ei, că n-au reușit să facă nimic pentru poporul lor. Făcut magi. Domnul Iisus Hristos spune, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Holdele sunt cu apă. Gata pentru zi. Câți oameni frumoși și sfinți i-are Dumnezeu dincolo de staul. Câți oameni care au auzit doar o vorbă, un singur cuvânt, caută din răsputeri steaua. În timp ce noi stăm comozi pe dealurile Betleemului, ascultând coruri de îngeri și colinde, putem înțelege datoria noastră? Putem înțelege chemarea noastră? Putem înțelege să iubim pe oamenii care sunt dincolo de porțile noastre și care vor să vadă steaua lui Dumnezeu? Să ne ajute cerul să iubim cu toată inima. Vă spuneam că în sabatul trecut am stat de vorbă cu cineva care spunea cred că ar fi trebuit ca Mântuitorul să fi venit și să fi fost primit cu ce? Cu artificii, cu tot poporul, cu toată lumea, să fi fost extraordinar, așa ar fi trebuit să fie. Sărbătoare. Nu, sărbătoare. Și dacă ce bine ar fi fost să fi fost așa. Nu am nimic, nicio îndoială că până la urmă Mântuitorul întotdeauna merită toată cinstea și lauda, dovada faptului că îngerii au venit să îi aducă glorie. Dacă cerul face gesturi de felul acesta de extinsă cinste și că cinstea lui ajunge până pe dealurile noastre, atunci mă tot gândesc dacă nu cumva ar trebui să facem și noi invers. Cinstea noastră să ajungă până unde? Până la cer. Așa ar fi bine. Învățăm din asta. Învățăm cu toată inima. Vreau să merg mai departe și să ne apropiem de încheierea acestui program, dar înainte de a face lucrul acesta vreau să vă întreb, a venit odată în Betleem? Poate fi ceva mai glorios, mai important, mai extraordinar decât momentul acela? Da, da oba. Da. Da, oba. Despre ce e vorba? Revenirea lui. Știți? Care are mai multă glorie? Prima sau a doua? Fără discuție, a doua. Ce ar fi însemnat dacă ar fi venit la prima în gloria la care ar fi, la care va veni la cea de-a doua? Ce ar fi fost? Vai de noi, da? Dar la a doua când va veni, cum va fi de noi? Haideți să vorbim puțin despre mântuirea aceasta. De obște care ne-a fost dat. De ce Domnul Iisus Hristos nu mai vine și a doua oară în formă umilă? Mulți creștini cred că va veni invizibil, să nu-l vadă nimeni. Din ce cauză? Nu știu, poate pentru protecție, zic dânsii. Sau sunt alte motive? De ce să vină invizibil? Eu vă întreb, de ce să vină invizibil, dacă unii dintre noi vorbim așa? Vezi? Când a venit la Betleem și a venit în forma aceea să
nu ne afecteze. Și a îmbrăcat strălucirea în umilință, divinitatea în omenesc. A fost prunc care a deranjat multă lume în jur, prin plânsete, prin scâncete, așa mai departe. A fost ca oricare alt copil. A fost ca oricare, să nu se vadă că e unic. De ce nu va mai veni așa a doua oară? Pentru că așteaptă. Ca de data asta poporul să fie gata. Iar așteaptă ca de data aceasta omenirea să facă saltul acela spre Dumnezeu, astfel încât să poată să fie pregătit să fie pregătită pentru glorificare. Prin planul de mântuire, etapă cu etapă, pas cu pas, omul să nu mai fie incapabil să vadă gloria divină, ci omul să fie capacitat să se întâlnească cu gloria divină. Textul cu care am început, să poată să-și aducă la îndeplinire, până la urmă, efectul, și anume Hristos în voi, ne dă nădejde de slavă. Hristos în voi ne face compatibil cu slava lui Dumnezeu. Hristos în noi ne pregătește pentru asta. Este responsabilitate, este înțelegere aici. Noi nu trebuie să mai stăm la nivelul Betleemului. Betleemul a fost o treaptă, dar Dumnezeu cere de la noi să trecem mai departe pentru a ne întâlni cu El în glorie, nu în umilință. Să ne întâlnim cu El în slava Tatălui, nu în ieslea plină cu paie din Betleem. Prima întâlnire a fost martoră despre falimentul nostru. A doua întâlnire va fi martoră despre pregătirea noastră sau despre mântuirea lui Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, suntem în drumul spre a-L întâmpina? Da sau da? Cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel. Va reveni. În același fel. Cu nori, cu îngeri. Vizibil, ca să-și ia pe cei ai Lui care îi aparțin de drept. Dragii mei, la prima venire au fost stele care au mers pe cer. La a doua venire, vor fi îngeri care vor merge prin mijlocul cerului. Apocalipsa 14:6, am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu Evanghelie veșnică ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Atunci a fost o stea. Acum e o Evanghelie. E o Evanghelie scrisă pe cer ca toți oamenii să o citească. Ca toți oamenii să o știe. Nu sunt două evanghelii, nu sunt trei, nu sunt diferite, este una singură. Aceeași evanghelie care a ajuns la Avram este evanghelia pe care o scrie Pavel. Evanghelia lui Noe pe care a propovăduit-o înainte de potop. Evanghelia lui Enoch, pe care a vorbit-o oamenilor care urmau să treacă prin potop. Este aceeași evanghelie cu evanghelia de final. Iuda vorbește despre faptul că Dumnezeu va veni în miile lui de îngeri ca să pedepsească pe cei ce... Și este identic cu evanghelia nou-testamentală.
Nu sunt două scripturi. Este o singură scriptură. Nu sunt două legi. Este o singură lege. Nu sunt două judecăți. Este o singură judecată. Nu sunt doi judecători. Este un singur judecător. Nu există mai multe mântuiri. Este una singură. Această unicitate, o singură credință, o singur botez, un singur Dumnezeu, o singură biserică. Această unicitate exprimată în mod special aici, în slavă, o singură evanghelie să o vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi, oricărui norod. Și iată, dragii mei, cum lucrurile se repetă. Va reveni Iisus curând. Problema este unde sunt magii. Va reveni Iisus curând. Problema este ce vorbesc păstorii în seriile lor de liniște. Ce vorbesc păstorii? Să nu uitați că Ierusalimul era în sărbătoare. Să nu uitați că n-au găsit loc în casa de oaspeți din cauza că era supraaglomerat. Să nu uitați că în timpul sărbătorii oamenii se ocupau cu ce? Cu ce se ocupau? Nu, cu sărbătoarea. Oamenii se ocupau cu sărbătoarea. Nimeni nu se ocupa cu Iisus Hristos. Suntem la un pas să repetăm până la identitate această situație. Dăm sărbători în cinstea lui Iisus Hristos ca nume, dar în realitate noi dăm sărbători în cinstea cui? Să ne simțim bine. Noi sărbătorim sărbătoarea. Și am uitat de Domnul sărbătorii. Și îngerii ar cânta cântări de laudă, dar unde sunt păstorii? Ce vorbesc păstorii? Care sunt subiectele care se discută pe dealurile Betleemului? Despre ce vorbește biserica în momentul acesta? Dragii mei, haideți să ne uităm puțin în sufletele noastre pentru a vedea dacă suntem gata ca să-i aducem slavă și cinste așa cum am dori să o facem ca sărbătoare. Onești, în onestitate, dincolo de cântări, dincolo de faptul că corul s-a pregătit sau nu s-a pregătit, eu, cât de pregătit sunt. În sărbătoarea asta a nașterii Domnului Iisus Hristos există puțină durere. Destul de multe eșecuri ne sunt reamintite. Noi înșine am putea să repetăm greșelile de altă dată. Dar în sărbătoarea asta există și multă speranță, glorie. Când vine Iisus Hristos, toate aceste eșecuri dispar. Pentru că există o singură realitate. Biruința Lui. Victoria Lui. Gloria Lui. Slava Lui. Hristos în noi, nădejdea slavei. Amin. Încheiem aici, Tatăl nostru, închinarea noastră. Îți mulțumim pentru motivul pe care ni l-ai dat. Motivul pentru a fi fericiți. Motivul pentru a avea nădejde, motivul pentru a ne considera mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim că toate acestea vin de la Tine. Amin. Îți mulțumim pentru că în seara aceasta, Doamne, ne-ai chemat să fim ori păstori în vorbele noastre, ori înțelepți în căutările noastre. Pentru ca Evanghelia lui Iisus Hristos să poată să lumineze pământul întreg, iar noi să fim parte la această minune. Vei reveni curând, Părinte, pentru a doua oară.
Chem poporul și biserica ta să te aștepte și să fie gata. Ajută-ne, Doamne, să auzim chemarea ta. Ridică, Doamne, rămășița bisericii tale. Fă, Doamne, ca cu sfială să călcăm în fiecare zi pe urmele tale. Cu atenție să devenim un popor ascultător de tine. Cu drag să facem ca trupul nostru să devină un templu al Duhului Tău cel Sfânt, unde Tu să locuiești. Pentru ca venirea Ta a doua oară să nu facă altceva decât să desăvârșească această venire în noi, prin nașterea Ta din nou în viețile noastre. Ne închinăm Ție și facă-se voia Ta. Rămâi cu noi și du-ne de mână și, Tată, te rugăm frumos, fă din biserica din Loma Linda o biserică care să calce pe urmele tale. Fă din oaspeții noștri oameni care să dorească să-ți închine sufletul și viața. În numele Mântuitorului te-am rugat. Amin.